Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip pentru acest weekend, 26-27 septembrie. Haideți să vedem cum va fi acest weekend. Avem trei variante, varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine. O să vă las câteva momente să vă decideți. Dacă nu v-ați decis, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu voi începe cu prima variantă. Haideți să vedem, pentru cei de la prima variantă, cum va fi acest weekend. Bun, haideți să vedem ce putem afla pentru cei de la prima variantă. Văd că la voi imaginile se lasă destul de greu descoperite. Probabil că acest weekend este unul mai liniștit. Dar văd că aveți un pește, iar acest pește vă spune că tranzacția aduce profit. Probabil că unii dintre voi vreți să vindeți sau să cumpărați ceva și veți reuși în acest weekend și vă aduce profit. Mai avem aici luna. Iar această lună vă spune că întârzierea la acțiune va funcționa împotriva ta. Deci, cei care aveți ceva de făcut, e bine să nu tot amânați, pentru că după se strâng prea multe și nu le mai puteți face în timp util și atunci totul iasă contra voastră, în loc să iasă pentru voi. E bine să nu mai amânați. Mai aveți și un urs. Iar acest urs vă spune că vei obține ceea ce îți dorești, deși nu în perioada imediat următoare. Indiferent ce dorință aveți, vi se va îndeplini, dar nu în perioada imediat următoare. Mai durează. Mai aveți de așteptat. Cam astea au fost imaginile pentru voi. Bun, haideți să vedem ce trebuie să mai știți voi pentru acest weekend. Dacă mai sunt alte lucruri pe care trebuie să le aflați. Unii dintre voi se pot simți, poate astăzi, poate mâine dimineață, nu știu, așa mai singuri, mai au impresia că nimeni nu se gândește la ei și așa mai departe. Însă imediat după vine cineva și le dă tot felul de vești. E posibil să din zodia săgetător să vină persoana respectivă, să fie o persoană din zodia săgetător sau berbec, fecioară sau scorpion și vine și le dă anumite vești. Dar nu neapărat, nu trebuie să fie neapărat aceste zodii. Eu v-am spus așa în mare parte, pot să fie și alte zodii, dar veștile care le primiți sunt vești bune, vești cu noroc, vești pentru o mai lungă durată de timp, ca să zic așa. Unii dintre voi puteți primi vestea că cineva a rămas însărcinată sau urmează să nască.
da? Sau poate chiar naște în acest weekend. Iar alții puteți primi anumite vești care vă pot schimba viața, dar vă schimbă viața în bine, da? Deci sunt, veți trece printr-o transformare în viața voastră. Dacă acum ați dus-o, să zicem, puțin mai greu cu banii, o veți duce din acest weekend posibil să aflați anumite vești și să o duceți mai bine. Poate găsiți un loc de muncă mai bun, poate, nu știu. Unii dintre voi poate chiar câștigați la loto, cine știe, puteți încerca. Dar sunt ceva câștiguri pentru o lungă durată de timp. Bun, cam astea au fost imaginile pentru voi pentru acest weekend. În rest, acest weekend este liniștit, este... Să vă relaxați. Cei care vă puteți relaxa în familie foarte bine, ceilalți în funcție de fiecare, cu prietenii, cunoștințe și așa mai departe. Și voi trece la etalarea cu numărul 2, să vedem cum va fi acest weekend pentru cei care au ales varianta cu numărul 2. Să vedem ce vor să ne spună cărțile și pentru cei de la varianta cu numărul 2. Bun. Cei de la varianta numărul 2, să vedem ce imagini putem descoperi. Da, aveți în primul rând o barcă, iar această barcă vă spune vei primi o moștenire sau un câștig. Frumos! Deci văd că voi sunteți câștigători în acest weekend. Și la voi văd că sunt destul de puține imagini, deci ați avut o singură imagine, dar una foarte bună. Dar văd că totuși nu putem, mai avem încă o imagine și anume doi demoni. Iar acești doi demoni vă spun că prea mult entuziasm nu vă aduce la nimic bun. Deci atenție, dacă aveți parte de acel câștig, acea moștenire, nu știu, fiecare în funcție de ce câștigați, atenție cum veți gestiona după problema, pentru că dacă nu sunteți echilibrați, s-ar putea să pierdeți tot. Haideți să vedem altceva, ce mai puteți sau ce trebuie să mai știți voi pentru acest weekend. Vă veți afla la o răscruce de drumuri, atenție pe ce drum o veți lua. Da? Deci acel câștig de bani care îl aveți sau de ce îi, să nu cumva să-l exagerați și să o luați pe drumuri greșite, pentru că voi acum ați câștigat. Da? Deci atenție și cu băgare de seamă. Haideți să vedem ce trebuie să mai știți.
Aici aș putea vorbi despre zodia balanță, în primul rând. Deci, atenție mare, că voi sunteți primii vizați în acest sens. Dar nu neapărat, poate să fie și alte zodii și cu ascendent în zodia balanță. Nu neapărat doar... sau fecioară. Haideți să vedem ce trebuie să mai știți. A căzut prea multe. Dar o să încerc să vedem totuși ce vor să spună, chiar dacă sunt multe. Că poate pentru unii se potrivește. Mulți dintre voi e posibil să primiți un mesaj de la o persoană care să vă dea rezolvarea problemelor voastre. Poate că de, nu știu, poate că primiți această scrisoare în legătură cu moștenirea, cei care aveți de primit moștenire. Alții veți primi acest mesaj pentru rezolvarea problemelor, așa cum am spus. Alții aveți de primit un mesaj de la o persoană departe. Aș putea să spun că este vorba despre o persoană șaten închis și, sau chiar brunetă. Cea, persoana care vă va trimite mesajul este de undeva de departe. Acest mesaj aș putea spune că vine de undeva din afara țării. Dar nu neapărat, poate să fie și de aici din țară. Și să aflați ceva vești. Sau poate că ați avut o rudă în străinătate și nu ați mai știu nimic despre ea și acum aflați anumite vești care poate pe undeva vă întristează, dar pe undeva vă bucură. Și urmează din nou, la fel ne arată și aceste cărți, ne arată că urmează o schimbare foarte bună în viața dumneavoastră. Ceea ce este foarte bine. Fiți atenți la schimbări, da? Că schimbările vin spre voi. Și sunt benefice. Cam atât am avut de spus și pentru etalarea numărul 2. Și voi trece la etalarea cu numărul 3. Să vedem cum va fi acest weekend pentru cei de la etalarea numărul 3. Va fi acest weekend pentru etalarea cu numărul 3. Bun. Văd că și la voi imaginile sunt destul de puține, dar vedem totuși ce imagini avem. Și la voi începem cu un castel, care acest castel vă spune că o boală cronică. Fiți atenți, cei care vă știți cu diferite boli cronice, fiți atenți să vă luați tratamentul la timp, să nu faceți excese de la ce nu aveți voie,
pentru că altfel riscați să aveți probleme de sănătate și nu ar fi tocmai plăcut ca în acest weekend să ajungeți poate pe la spital sau să nu vă simțiți bine. Da, văd că la voi asta era pentru acest weekend marea problemă, ca să zic așa, să fiți atenți la ce probleme de sănătate aveți, că s-ar putea să aveți bătăi de cap, ca să zic așa. Haideți să vedem ce ar mai trebui să știți voi, cei de la varianta numărul 3, pentru acest weekend. Ar trebui în primul rând să știți că dacă nu aveți grijă de sănătatea voastră, s-ar putea să vă aflați în punctul în care trebuie să plecați în călătorie. În sensul că dacă sunteți cumva undeva departe de casă, în străinătate să zicem, și lucrați acolo, din cauza că nu aveți grijă de problemele voastre de sănătate, e posibil să vă reîntoarceți acasă mai repede decât v-ați plănuit voi. Da? Iar aici să găsiți, ca să zic așa, cheia rezolvării problemelor voastre. Acum am văzut că mai aveți și un cocoș, iar acest cocoș vă spune că în curând vei auzi știri bune. Măcar atâta. Deci, veți găsi și, să zicem că dacă cumva acum vă doare spatele, piciorul, nu știu, ceva de acest gen și nu știți exact ce problemă aveți, e posibil ca venind chiar acasă sau și dacă rămâneți acolo în continuare, să vi se spună exact ce problemă de sănătate aveți și cum o puteți rezolva. Doar că va fi o perioadă în care va trebui să vă refaceți și atunci vă veți reîntoarce acasă pentru a vă reface. Dar veți, din punctul meu de vedere, din câte văd aici, chiar dacă vă întoarceți acasă să vă refaceți, nu e că plecați după imediat înapoi. O să stați, eu zic că acest an, cât a mai rămas din el, îl veți petrece acasă alături de familie. Da? Deci fiți foarte atenți ce faceți în acest weekend. Bun, cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă în continuare și un weekend cât mai plăcut și să auzim doar vești bune. Vă mulțumesc! La revedere!